Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față aș vrea să modific, să îmbunătățesc, de fapt să-l fac așa cum trebuie, acest modul pentru limitarea curentului cu ajutorul unui bec incandescent. Deoarece anterior nu pusesem întrerupător pe fază și pe nul, nu pusesem un alt întrerupător pentru a șunta becul, așa că o să fac acest lucru în episodul de față. Voi folosi conductoarele pe care le am la îndemână, sunt unele multifilare, notate în standardul 16AWG. Da, știu, trebuiau mai groase, dar e în regulă pentru ce am eu nevoie. O să vă arăt și pe ecran schema, deși e așa de banală, e prea simplă, în fine. Voi pune o siguranță fuzibilă pe fază, dinainte de bec și întrerupătorul dublu. Un întrerupător dublu îl vom folosi dinainte de bec și priză. Iar un întrerupător îl vom folosi pentru a șunta becul incandescent, în cazul în care am nevoie cu limitarea curentului sau fără limitarea curentului. Culorile conductorilor le-am ales ce am avut eu la îndemână, însemnând că roșu pentru fază, albastru pentru nul și verde pentru împământare. Nu am avut galben-verde, așa că mă folosesc și eu de ce am. Să desfacem această cutie. Da, am eliminat, eu n-am mai pus bec, că am avut nevoie doar ca să fac anumite teste. Ignorați ce este înăuntru. Oricum trebuie să scoatem aceste conductoare, este destul de clar. Le scoatem și de aici. Un întrerupător general îl vom pune aici și cel pentru șuntarea becului în zona asta. Nu am avut unul simplu, așa că o să folosesc doar o parte din întrerupător. Iar suportul pentru siguranță fuzibilă va fi pus undeva prin spate pe aici. Sau pe aici. Am efectuat măsurătorile pentru cele două întrerupătoare, iar suportul pentru siguranță fuzibilă va fi montat la mijloc, în spate. M-am tot gândit dacă să-l pun în partea stângă, dar las ca să fie cât de cât simetric. O să-l punem la mijloc. Cam pe aici. Gata, decupajele au fost făcute. Hai să dezlipim scociul. Aici am decupat eu un pic mai urât. Am avut de 12 și de 14 și mie îmi trebuia cam despre 13 mai mult. Am decupat destul de urât. Hai să vedem și partea asta. Aici a ieșit mai bine. Să introducem întrerupătoarele Rocket, unul aici. Perfect, celălalt în zona asta, e bine, și suportul pentru siguranță fuzibilă. Să venim cu primul conductor roșu de aici la siguranța fuzibilă, punem puțin flux, să cositonim conductorul. Pentru cei care spun în comentarii că ar trebui să-mi iau un cleșe pentru crimpat asemenea pini, vă spun că urmează pe viitor să-mi achiziționez unul. Pentru crimpat pini am deja, pentru asemenea conectori va urma. Să punem și izolația. Perfect. Să cositorim aceste terminale al acelui suport pentru siguranță fuzibilă. Punem mai mult fludor, că nu-i problema. Și în zona asta, mai mult fludor. Să punem tuburi termocontractabile, unul aici și celălalt în zona asta. Lipim conductorul. Și celălalt aici. Să punem pe poziții tuburile termocontractabile, celălalt aici Să venim și cu conductorul albastru, trebuie de aici până în acest întrerupător. Să punem izolația, asta prima dată, și pe cealaltă că apoi nu o să o mai putem pune. E un picuț mai greu deoarece este la limită. Și cealaltă izolație o să o tragem pe poziție. Am mâna cam alunecoasă. Încă un pic. Gata. Să conectăm nulul aici către întrerupătorul de aici rezolvat și faza din zona asta vine prin siguranța fuzibilă și apoi se duce către întrerupător. Avem nevoie de două conductoare cam de aceeași dimensiune. Cam atât. Dacă e nevoie îl mai scurtez. Să cositorim cele două conductoare, unul de aici și celălalt de jos. Să punem izolațiile, unul aici și cealaltă izolație în zona asta. Să punem puțin alcool izopropilică, intră mai ușor așa, observa că intră greu. Oricum, alcoolul izopropilic se evaporă foarte repede. Gata. Un conector vine aici, celălalt în zona asta, unul aici. Tăiem pe ăsta mai scurt. Celălalt vine așa și vine și cu celălalt în zona asta. Să punem doi pini albaștri. Am încercat și mai mari, dar am observat că se poate și albastru. Mai mic nu, pe cel verde nu, e mult prea mic. Să dezizolăm. Da, știu că există pin special pentru două conductoare, însă eu nu am. Poate mai târziu o să iau, dar deocamdată se poate și așa. Haideți să-l crimpăm. O să încerc să împing conductoarele cât pot de mult. Le-a strâns bine. Să tăiem din pin, că oricum e prea lung pentru ce am eu nevoie. Următoarele două. Și celălalt pin. Stai mă, nu fugi. Este bine. Gata. Așa. Deci unul o să vină în zona asta. O să vin cu el așa, ca să stea mai în regulă. Îl tăiem de aici și punem pin și în zona asta. Aici punem galben. Mai mic nu se poate, am încercat. Nu intră, nu știu, data trecută intra, da. Hai, lasă că pun verde. Intră și galban, dar intră mai fix. Da, trebuia tăiat mai lung. Da, merge. Să-l sertizăm și pe acesta. Să venim cu nulul din acest întrerupător către priză, priza de panou. Venim de aici, atât de lung, e suficient. Să atașăm nulul, dacă reușesc. Cred că el trebuia pus primul. Perfect. O să vin cu el pe jos. Și așa. Da, o să tai un pic mai scurt conductorul. Cam atât. Să punem pin, unul verde de aici, luăm cleștele pentru crimpat, le introducem aici, și strângem. Gata. E perfect. Ține. Tăiem în zona asta. Mai trebuie să vin cu un conductor în pământare de aici către priza de panou. Cu acest conductor îl tăiem cam atât. Plecăm cu împământarea de aici, pe sub asta pe aici și îl tăiem atât. Să crimpăm și ultimul pin. Văd că culoarea acelui plastic al acestui pin se potrivește cu izolația conductorului. E doar o coincidență. Să strângem astea până la capăt. Gata. Și asta de aici. Desfacem șurubul. Un moment ca să strâng pinul ăsta într-o parte că nu intră. Să venim cu faza pe aici. Și cu împământarea să deșurubăm. Mai e nevoie de un cable management? A? A, lasă, nu-i nevoie. E în regulă. Ok, ultima privire în interior. Introducem capacul. Să punem șuruburile. Iar acum, ca să nu mă încurc, o să notez unde este intrarea, ieșirea, de fapt acolo este foarte clar, dar de fapt cel mai important, notația acestor întrerupătoare. O să punem câteva țipilde, că nu am altceva. Unul aici, în partea asta fără bec, aici cu bec. Acesta e întrerupătorul general, mă rog, așa l-am numit eu. Off în zona asta, deși aici e foarte clar, adică oprit, și on aici, adică pornit. Becul incandescent în zona asta. Ieșirea, o notăm și pe ea. Să ne uităm și de intrare în zona asta. Și gata. Iar acum urmează partea cu testarea acestui kit. Pentru limitarea curentului, de fapt pentru asta e făcut. Din păcate nu am decât un bec incandescent de putere mică, e de 25W, asta înseamnă că la 230V vom avea un curent, când avem scurt pe ieșire, de aproximativ 110 mA. Să introducem becul. Ați văzut că aici este întrerupătorul general, în zona asta avem întrerupătorul pentru a șunta acel bec, în momentul că nu mai dorim limitarea curentului, adică putere maximă, trecem peste protecția cu acest bec, însemnând că practic șuntăm acel bec, da? Din câte ați observat, aveți și schema în descrierea acestui clip. Pentru test am folosit acest transformator din partea dreaptă. Acesta are un consum în gol un pic mai ridicat față de cele toroidale. De fapt a fost scos din acea sursă de laborator. Bun. Să pornim testul. Aici este cu bec. Da, din câte v-am spus, acest transformator are un consum în gol. Trage un anumit curent, din păcate. Iar acum să punem fără bec. Da? Cu bec. Fără bec. Să oprim de aici. O să atașăm ca și cum am avea scurt, adică pe în secundarul transformatorului. Atenție, nu faceți așa ceva acasă, este foarte periculos. Să testăm. Practic, acel secundar fiind detectat ca scurt, acest bec va lumina la aproape de puterea maximă. Da? 3, 2, 1. Da? E la puterea maximă. Încă o dată să vă arăt când este alimentat corect transformatorul și fără bec. Aici se termină acest clip privind modificarea acestui kit folosit în principiu pentru depanarea diverselor aparate, spre exemplu un TV și așa mai departe, care are un scurt destul de serios și pentru a limita curentul folosim acest montaj. Practic becul fiind în serie cu acel aparat. În acest fel limităm curentul. Și la sfârșit, că uitasem să vă arăt, siguranța fusibilă a fost pusă una, nu aveam lentă, am fost pusă una rapidă de 6,3 amperi. Este mai mult pentru a proteja conductoarele din interiorul acelei cutii. Asta în caz apar întrebări în comentarii. Cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!